dragii mei, mă bucur că în seara aceasta putem să fim împreună în locul acesta minunat. Și spun minunat pentru că pentru asemenea seri, pentru asemenea locuri publice, pentru asemenea libertate și oportunități de a vesti sau asculta în liniște și pace cuvântul Domnului, înaintașii noștri, părinții noștri s-au rugat și doar cei mai credincioși dintre ei au visat asemenea vremuri și posibilități. Slăvit să fie Domnul! Mă bucur că m-ați primit la Timișoara cu toată căldura. Spun lucrul acesta pentru că alaltă seară la Suceava erau 12 grade și unii care aveau centralele programate să pornească la o anumită temperatură s-au trezit că le-au pornit centralele. Aici însă lucrurile stau altfel. Și în seara aceasta suntem chemați să depășim bariere de temperatură, bariere de cultură, de preconcepții și împreună să stăm să ascultăm ceea ce Domnul vrea să ne spună. Doamne, ajută-ne la aceasta! Când eram în Strasburg, unde m-am legat cu făgăduința asta că voi fi în asemenea zile la Timișoara, am stat de vorbă cu frați romi și unii din ei erau alertați de o anumită problemă. Frate Andrean, noi auzit cumva că există în țară un gând, o hotărâre a autorităților casele noastre goale de la Timișoara să le dea emigranților arabi? Pe bună dreptate, frații erau alertați și speriați de o asemenea posibilitate. Acum când mă uit la asemenea case mari care de cele mai multe ori par să fie goale, stau și mă gândesc, nu credeți că ar fi mai bine să le închiriați? Pentru că în seara aceasta aș vrea să vă spun că există cineva care vrea să găzduiască la dumneavoastră, vrea să locuiască în asemenea case. Există cineva care e dispus să plătească bine. Eram la Paris și cineva povestea despre o casă închiriată de un anume individ care plătea 10.000 de euro pe lună chiria. Am stat și m-am întrebat cum îți poți permite să plătești o asemenea chirie, ca până la urmă să aflu că respectivul era un om care se ocupa să transporte dintr-o parte în alta în țări europene deșeuri toxice pe care nimeni nu le vrea să fie undeva îngropate sau depozitate pe teritoriul țării lui. În casele voastre vrea să locuiască cineva care plătește mult mai mult. Și în seara asta vorbesc despre cineva care caută gazdă. Cuvântul Domnului spune despre el că la un moment dat trecea prin cetatea Ierihonului. În seara asta trece prin cetatea Timișoarei. Cel care vine într-o asemenea seară, cel care vrea să locuiască în casa ta, și e dispus să te remunereze, e dispus să te răsplătească, e dispus să te facă bogat și fericit, cum poate n-ai fost niciodată încă, este Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Deci mesajul ăsta îl putem intitula Domnul Iisus caută gazdă. Cine vrea să-L primească? Cuvântul Domnului vorbește că în cetatea aceasta Ierihonului trăia un om numit Zacheu și omul acesta, în momentul când a auzit că trece Iisus prin cetate, dovedește un interes special, deosebit, de a se întâlni personal cu Domnul Iisus Hristos. El vrea să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos, vrea să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos, vrea pentru viitor să poată spune că a avut harul să se întâlnească cu acest Iisus din Nazaret, despre care vorbește atâta lume. Sunt însă pedici atunci când vrei să-L întâlnești pe Iisus. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată aici la omul acesta niște pedici. Acestea pot fi pedici în calea întâlnirii tale cu Domnul Iisus Hristos. Cuvântul Domnului spune că omul acesta era mai marele vameșilor. Un evreu care s-a angajat să slujească ca lefegiu, ca unul plătit de Imperiul Roman.
trupele de ocupație, stăpânirea romană, autoritatea cezarului în teritoriu, avea acești perceptori de taxe care în anumite vaduri, în anumite locuri pe unde treceau oameni care făceau comerț, oameni care transportau bunuri, trebuiau la un moment dat să fie vămuiți și să plătească taxe care să se adune în visteria cezarului. Însă cei dintre evrei care au ales o asemenea slujbă erau urâți și erau renegați de compatrioții lor, pentru că erau văzuți ca niște trădători de neam, ca niște călcători de lege, ca niște oameni parveniți care se îmbogățesc de pe spinarea conaționalilor lor, a celor din țara lor, a concetățenilor lor. Un asemenea om a reușit să ajungă mai marele acestor vameși în cetatea Ierihonului. El era Zacheu. Și, dragii mei, un asemenea om, ca să se afișeze cu Domnul Iisus și lângă Domnul Iisus, asta presupunea că își risca poziția lui, serviciul lui, autoritatea lui ca angajat al Imperiului Roman. Omul acesta își punea în pericol posibilitatea de a câștiga în modul acesta banii de cap pe care îi dorea, cu care voia să se îmbogățească, pentru că a sta pe lângă Iisus, care era considerat într-un fel un răzvrătit care răscula poporul împotriva romanilor, era privit ca un lucru care nu se încadrează cu statutul lefegiului roman. Stau și mă gândesc la vremuri când a merge la biserică te făcea să-ți pui în pericol locul de muncă. Nu puteai să fii în armată, nu puteai să fii în miliție, nu puteai să fii în învățământ, nu puteai să fii în anumite posturi bine plătite dacă voiai să urmezi calea pocăinței. Mă gândesc însă și astăzi că pot fi situații când a fi prea mare este o pedică în a te întâlni cu Domnul Iisus Hristos. În seara aceasta, umblând la conștiința noastră, haideți să ne cercetăm înaintea Domnului și să ne gândim, nu cumva considerăm că suntem prea mari ca să ajungem până acolo încât să fim definiți ca pocăiți, să ne întâlnim cu Domnul Iisus, să umblăm la adunarea pocăiților, să urmăm calea Domnului, să ne eticheteze și să ne știe oamenii ca fiind între pocăiți. Dacă ești prea mare ca să te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos, gândește-te bine câtă pagubă poate aduce sufletului tău, destinului tău, veșniciei tale, faptul că printr-un concurs de împrejurări ai ajuns, zici tu, un om mare. Doamne, dacă suntem prea mari să te căutăm, dacă suntem prea mari să ne întâlnim cu tine, dacă suntem prea mari să ne împăcăm cu tine, dacă suntem prea mari să urmăm calea ta, voia ta, învățătura ta, Doamne, ajută-ne să ne putem face mai mici. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. E greu de spus un amin, dar e absolut necesar. În al doilea rând, cuvântul Domnului ne arată că omul ăsta nu se putea întâlni cu Iisus pentru că era prea mic. Era un om mic de statură, nu era simplu să te strecori printr-o asemenea mulțime, nu era simplu să te strecori prin poporul acela care se îmbulzea. Nu erau cordoane de protecție, nu erau oameni de ordine, ucenicii mai încercau cât de cât să creeze culoar pentru Domnul Iisus să treacă prin mulțime. Dar cât reușeau ei? Ei, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că omul acesta este dispus să depășească handicapul acesta și totuși să caute să-L întâlnească pe Iisus Hristos. În vremea comuniștilor a venit Billy Graham și a vizitat țara noastră. Când a ajuns la noi, în Moldova, la Vorona, am avut dorința asta să dau și o mână cu Billy Graham. Nu puteau să fac parte din pleiada aceea care îl înconjura, dar am stat și m-am gândit la drumul pe care avea să treacă, m-am apropiat aproape de cordonul acela de protecție. În momentul când s-a apropiat,
Am spus și eu un salut în limba engleză, că știam, am întins mâna printre oamenii de ordine și am avut harul să dau mâna cu el. A fost bucuria mea. Dragii mei, spun lucrul acesta gândindu-mă la Zacheu. Cu câtă dorință în ziua aceea a căutat el orice posibilitate să-L întâlnească pe Iisus Hristos. În seara aceasta ai venit aici dintr-un motiv sau altul. Cel mai binecuvântat și mai folositor motiv pentru care se merită să fii aici este să întâlnești personal pe Domnul Iisus Hristos. Am stat și m-am uitat o dată și m-am gândit, Doamne, sunt în jurul meu atâtea suflete care pot să se pocăiască și au nevoie de pocăință. Dar în același timp m-am gândit, pentru atâtea scaune goale care sunt aici, trebuie să mă pocăiesc eu. Trebuie să ne pocăim noi pocăiții și să ne gândim și să ne punem întrebarea, de ce atâtea scaune goale? Dragii mei, dacă vrem ca să plecăm de aici totuși ca oameni binecuvântați, haideți să căutăm fața Domnului și haideți să ne asigurăm că în seara asta ne întâlnim cu Iisus. Auziți ce spune cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, la capitolul 6 cu versetul 40. Scriptura spune aici în felul următor. Auziți, voia Tatălui meu, zice Domnul Iisus, este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. În seara asta vrem să-L vedem pe Fiul și în seara asta vrem să ne asigurăm că am ajuns la credință în El. De ce? Pentru ca să fim mântuiți, să se împlinească cu voi voia lui Dumnezeu care este mântuirea noastră și să avem harul de a fi înviați în rândul sfinților în ziua de apoi. Doamne, ajută-ne la asta! Cuvântul Domnului spune că omul acesta n-a socotit că este prea important ca să se întâlnească cu Domnul Iisus. Pe vremea aceea, un om important nu-și permitea să fugă în public. Nu-și permitea să sară în sus, nu-și permitea să țopăie. Din cauza asta, soția lui David îl acuză pe împăratul David că face așa ceva în extaz și în bucurie când vine chivotul către cetatea lui. Dar cuvântul spune așa, Zacheu a alergat înainte și s-a urcat într-un dud pentru că știa că pe drumul acela avea să treacă Iisus. Omul ăsta nu se consideră prea important și nu consideră pentru el prea înjositor și rușinos să fugă ca un om de rând. Să fugă ca un sclav care fugea la un moment dat după carul stăpânului, ci el aleargă înainte și ca un copil se urcă într-un dud să aibă posibilitatea să-L vadă personal, să întâlnească privirea Domnului Iisus Hristos. Știți cine spune nouă asta? Că Zacheu dorea din toată inima să-L întâlnească pe Domnul. Și trebuie să se împlinească făgăduința pe care o spune Domnul. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă căutați cu toată inima. Dă la o parte posibilitatea de a fi prea mare. Dă la o parte handicapul de a te vedea prea mic. Dă la o parte preconcepția și impresia falsă că ești prea important pentru întâlnirea cu Iisus. Și propuneți pentru seara aceasta să ai o întâlnire personală cu Iisus. Dacă dorința asta este sinceră și îți umple într-adevăr întreaga ta inimă, Domnul Iisus, care a rămas același, este același ieri, azi și în veci, își face timp să se oprească în dreptul tău, își face timp să te nominalizeze pentru că te cunoaște pe nume și vorbește cu tine, dorind să fie primit în casa ta, în sufletul tău, în inima ta. Iisus, când a ajuns în locul acela și a ridicat ochii în sus și a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, că astăzi trebuie să rămân în casa ta. La spusele Domnului Iisus Hristos, Zacheu alege atitudinea ascultării. Dragii mei, ascultarea de cuvântul Domnului face mai mult decât jertfele, face mai mult decât ritualurile,
face mai mult decât eforturile și face mai mult chiar decât martirajul cuiva. Pentru că toate astea rămân fără folos dacă nu le faci din ascultare. Și dacă toată slujirea ta, tot creștinismul tău, toată religiozitatea ta este doar din dorința de a te pune bine cu Dumnezeu, dar nu-s făcute în ascultare de cuvânt, ele rămân în zadar. Doamne, vor spune unii la judecată, am prorocit în numele Tău, am scos dragi în numele Tău, am făcut cu tare sau cu tare jertfă sau slujbă în numele Tău. Domnul zice, nu vă cunosc. De ce trebuie să spun asta? Ați lucrat în afara legii, ați lucrat în afara cuvântului, în afara principiilor Bibliei, în afara învățăturii. Toate lucrurile trebuie făcute în ascultare de Domnul. Zacheu a ales calea ascultării. Domnul i-a zis, dă-te jos de grabă. Și următorul verset zice, Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Dragii mei, ne uităm la Domnul Iisus și vedem ce binecuvântare poate să fie pentru oameni care sunt gata să asculte. Unul stă de atâția ani jos pe un pat de boală și spune, Doamne, n-am pe nimeni. Domnul Iisus îi spune, ridică-te! Și în ascultare de spusele Domnului Iisus, ologul se ridică, pășește, își ia patul și umblă, este vindecat, a scăpat de boala lui, de năcazul lui, de chinul lui, de imposibilitățile vieții lui. Dacă Domnul îți spune astăzi, ridică-te! Sau dacă Domnul spune azi, coboară-te din poziția în care te-ai urcat, ascultă-L pe Domnul. Fă voia Lui, împlinește cuvântul Lui. Ascultarea de cuvântul Domnului, de spusele Domnului, de porunca Domnului, va aduce mântuire vieții tale. Dragii mei, Domnul Iisus îi spune lui Zacheu, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Nu consideri în seara asta că e nevoie ca Domnul Iisus să rămână și în casa ta? Poate că ai lipsă de pace, poate că ai lipsă de hrană, poate că ai lipsă de sănătate, poate că ai lipsă de înțelegere cu soția ta sau cu soțul tău, poate că ai lipsă de autoritate și lipsă de ascultare între tine și copiii tăi, poate că îți lipsește un lucru sau altul. Domnul Iisus Hristos este Cel care poate veni cu rezolvarea tuturor problemelor, cu răspunsul tuturor întrebărilor, cu vindecarea tuturor bolilor, cu iertarea tuturor păcatelor. El poate intra în casa ta cu soluția tuturor problemelor tale și acoperirea tuturor nevoilor tale. Voi, zice Pavel la Coloseni 2:10, aveți totul de plin în El, pentru că El e capul oricărei domnii și stăpâniri. Iisus vrea să rămână în casa ta. Ești gata să-L primești? Ești gata să-L accepți? Va aduce atâta bogăție, atâta binecuvântare, atâta bucurie în casa ta. Ne uităm la Zacheu și Zacheu este omul care este gata să-L primească pe Domnul Iisus și ne mai dă în colecție. El zice s-a dat jos de grabă și L-a primit pe Domnul cu bucurie. Când citesc aici că El L-a primit pe Domnul cu bucurie, stau și mă gândesc, oare Domnul poate fi primit și altfel decât cu bucurie? Da, poți să-L primești cu inimă împărțită, poți să-L primești cu gânduri ascunse de judecată. Simone, vezi tu femeia asta, mi-a curățit picioarele cu lacrimile ei, le-a șters cu părul ei, dar când am intrat în casa ta, zice Domnul, Simone, nu mi-ai dat sărutare. Nu mi-ai spălat picioarele. Zacheu ne învață că al primi pe Domnul nu trebuie să amâni. Dragii mei, drumul spre iad e pavat cu amânări și cu intenții bune, dar amânate de la o zi la alta. Atâția oameni au ajuns în veșnicie nemântuiți pentru că n-au înțeles lecția pe care ne-o dă Zacheu. L-a primit îndată cu bucurie. Este o cântare la frații creștini după Evanghelie care spune pe cei grabnici la venire Mântuitorul i-a iubit. Amin, Doamne! Ajută-ne să te primim de grabă!
Trăim zile, Doamne, care de la o zi la alta devin tot mai nesigure în ce privește viața noastră, viitorul nostru, sănătatea noastră. Doamne, nu ne lăsa să amânăm. Astăzi vrea Domnul să rămână în casa Ta. Cea mai mare realizare, poți să o reușești într-o asemenea seară, primindu-L pe Domnul Iisus în viața ta, în inima ta, în casa ta, în familia ta. Doamne, ajută-ne la asta. Hai să mergem mai departe și cuvântul ne arată că Zacheu este omul care nu ține cont de ceea ce spun oamenii. Sunt atâția pompieri de entuziasm, sunt atâția oameni care sunt gata să pună bariera unor decizii binecuvântate și importante pentru sufletul tău. Sunt atâția oameni care au preconcepțiile lor și în momentul când văd că tovarășilor, cumetrilor, prietenilor, amicilor, anturajul lor trec de partea pocăinței, simt că le fuge pământul de sub picioare și fac totul ca să te oprească de la o decizie bună, o decizie de care depinde viitorul și veșnicia ta. Sunt oameni care au convingerile lor. Cei de afară spuneau așa, au intrat să găzduiască la un om păcătos. Tocmai acolo ți-ai găsit gazdă? Tocmai la ăștia ți-ai găsit să le predici Evanghelia? Tocmai în casa lor te-ai găsit să intri? Tocmai cu ei ți-ai găsit să dai mâna? Tocmai cu ei ai ajuns să te împretinești? Dragii mei, aștia sunt oamenii din afară. Dar oamenii ăștia sunt oamenii care se păgubesc singuri de marile valori ale eternității. Afară erau oameni nemântuiți, care îl judecau pe Domnul Iisus că a intrat la un om păcătos. Dar în casa lui Zacheu era reversul. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și a zis, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Încă o dată Zacheu arată ce înseamnă să te întâlnești cu adevărat cu Domnul Iisus Hristos. În momentul când te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos dintr-o dată, îți dai seama că ai mai mult decât e necesar pentru viața ta. El și-a trădat neamul, el a călcat legea iudaică a Vechiului Testament, el a devenit coada de topor din pădurea evreiască care era pusă la toporul roman, care să taie în evrei, să-i vămuiască pe evrei, să se îmbogățească de pe urma lor. Dar acum, dintr-o dată, cel lacom de câștig care face totul pentru bani, consideră că-i de ajuns jumătate din avuția lui ca să trăiască decent. Și dragostea de Iisus Hristos este dintr-o dată exprimată în mod faptic, cu dragostea față de aproapele. Zacheu nu este tânărul bogat care pleacă întristat, care inima legată de bogății și despre care Scriptura spune vor intra în nevoie în împărăția cerurilor. Și Zacheu e liberat de duhul lăcomiei. E liberat de mamona, duhul materialismului. Zacheu spune, jumătate mi-ajunge, cealaltă jumătate o pun la dispoziția celor aflați în nevoie. Dragii mei, în seara asta avem aici oameni care vor să facă ceva pentru romii săraci. Avem aici oameni care vor să facă ceva pentru romii nemântuiți. Avem aici oameni care vor să facă ceva pentru semenii lor. De ce? Pentru că s-au întâlnit cu Iisus. Și dragostea față de Dumnezeu nu se poate confirma fără dragostea față de aproapele. Nimeni nu poate spune, îl iubesc pe Dumnezeu pe care nu-l văd, dacă nu-l pot iubi pe aproapele meu pe care îl văd. Uitați-vă la Zacheu. Apoi Zacheu spune, Scriptura este omul care la întâlnirea cu Iisus își dă seama că el trebuie să fie împlinitor al legii. El trebuie să împlinească rânduiala lui Dumnezeu. El a citit în lege că dacă păgubești pe cineva și furi pe cineva, trebuie să dai înapoi împătrit. Asta spunea Scriptura. Dacă ai luat un mel, dacă ai luat un ied, trebuie să dai 4 înapoi. Dacă ai luat un bou, trebuie să dai 5 înapoi. Se vede că Zacheu n-a putut să ajungă chiar până acolo. Dar îi spunea cugetul lui, răscolit în conștiința lui, simțea că trecutul lui îl acuză pentru ceea ce a făcut.
Și el voia să-și repare problemele. El voia să repare greșelile trecutului. Cunosc oameni care s-au pocăit și când s-au pocăit s-au dus și și-au plătit datoriile. Și-au dus și au dus înapoi celor păgubiți, celor care au fost înșelați sau furați ceea ce au luat. Pentru că voiau să trăiască liberi în Hristos și conștiința lor să nu-i mai acuze și să nu-i mai mustre de nimic. Uitați-vă ce înseamnă să-L primești în casa ta pe Iisus. Iisus a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și El este fiul lui Avram. Dragii mei, cea mai mare ocară pentru un evreu era la un moment dat să-l declari în afara națiunii lui Israel. Să te uiți la el ca la un samaritean cu sânge amestecat cu păgânii. Să te uiți la el ca la unul care nu mai are drept la moștenirea făgăduită de Dumnezeul lui Avram. Dar Domnul Iisus, vis-a-vis de ceea ce se discută în glasul străzii, zice, în casa asta, astăzi a intrat mântuirea. Nu crezi că este nevoie să intre mântuirea și în casa ta? Mai du-te acasă și uită-te încă o dată la soția ta. Gândește-te bine dacă vrei ca ea să ardă pentru veșnicie în flăcările iadului. Privește încă o dată la soțul tău și gândește-te bine dacă se merită să-l vezi chinuit în vecii vecelor, în focul care nu se stinge niciodată. Uită-te la copiii tăi, uită-te la nepoții tăi, uită-te la drăgălășenia lor, uită-te că sânge din sângele tău și carne din carnea ta. Știi că poți să ajungă în iad? Știi că poți să-i vezi chinuiți și nenorociți pentru vecii vecelor? Și asta din cauză că într-o seară ca aceasta refuzi să-L primești pe Iisus în casa ta. Și dacă nu intră El în casa cuiva, niciodată nu intră mântuirea acolo. Dar când Iisus are loc în casa cuiva, acolo își face loc mântuirea de păcate, iertarea, sfințirea, răscumpărarea din robia vechiului stăpân, înfierea în familia lui Dumnezeu. Acolo intri din nou în rândul celor la care Dumnezeu a făgăduit moștenirea. El este fiul lui Avram. Doamne, atât am fost de ocărât, atât am fost de jignit de compatrioții mei, atât am fost de anatemizat, atât am fost de acuzat, că am lăsat neamul și am trecut și impozitorul romanilor. Doamne, ce mare bucurie! Îmi redai identitatea de om al lui Israel, de fiu al lui Avram. Dragii mei, credința în Domnul Iisus Hristos ne dă și nouă dreptul să fim înfiați în măslinul lui Israel, în sămânța lui Avram, în rândul moștenirilor. Dragii mei, fiii lui Avram sunt cei ce au credința. Care credință? Credința în Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. În seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem că oamenii, prin atitudinea lor, față de vizita Domnului Iisus în cetate, față de dorința Lui de a intra în casa, în viața, în inima, în familia cuiva, oamenii se împart în două. Oamenii care pot rămâne pe stradă să acuze pe Iisus care a intrat la oameni păcătoși. Sau oameni care îl primesc pe Iisus Hristos cu bucurie, își asumă trecutul lor vinovat și păcătos. Își cer iertare înaintea Domnului Iisus Hristos și sunt gata să-și rezolve problemele vieții împreună cu Iisus Hristos. Pentru că este clar și declarația divină a lui Dumnezeu este următoarea. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Pentru a căuta și a mântui pe cei pierduți. Se merită să fii de la Suceava la Timișoara sau de la Timișoara la Suceava. Se merită să vii de la Strasburg la Timișoara. Se merită să stai într-o asemenea seară. Se merită să rabzi căldură. Se merită să faci asemenea eforturi. Să le faci cu bucurie și cu conștiență că Dumnezeu nu dorește moartea păcătoșilor, ci dorește ca ei să se pocăiască, să vină la pocăință, să primească iertare. Vreau să mă apropii de încheiere, dar aș vrea încă o dată
când intri pe poarta casei tale, când intri în seara asta pe ușa căminului tău, mai puneți întrebarea în conștiința ta încă o dată. Este Iisus aici? M-am asigurat că Iisus este în casa mea? Este în familia mea? Este împreună cu mine? Domnul Iisus face o făgăduință minunată și spune așa: pe cel care crede în mine, eu cu Tatăl meu vom veni la el și vom locui împreună cu el. El nu vrea să fie un vizitator sporadic. El vrea să fie rezident. El vrea să fie locatar. El vrea să rămână în casă cu tine. El vrea să fie cu tine la tinerețele tale și să rămână cu tine la căruntețele tale. El vrea să petreacă aici viața cu tine pentru ca apoi tu să petreci veșnicia cu el. Doamne, ajută-ne la aceasta. Mă rog din toată inima că în seara aceasta Domnul Iisus să găsească loc în inimile voastre, în viețile voastre, în casele voastre, în familiile voastre. Cu câtă durere trebuie să spună Domnul la un moment dat în propriul lui popor: vulpele au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are-și unde-și odihni capul. În inima ta ai loc pentru Iisus? Dacă e prea multă lăcomie, prea mult mamona, prea multă uție, prea multă, știu eu, păcătoșenie acolo, Domnul Iisus nu poate sta într-un asemenea loc. Dar dacă îl primești pe el acolo, casa ta va fi curățită, va fi măturată, va fi sfințită. Dar nu numai atât. Nu apoi să rămână goală și să vină alte 7 duhuri cu cel care te-a stăpânit, ci Iisus să rămână acolo ca Domn și Mântuitor pentru totdeauna. Doamne, în seara aceasta ajută-ne să ne deschidem inimile, să ne adunăm la oaltă familiile, să ne deschidem casele și căminile noastre. Doamne, decât să le ocupe arabii, Doamne, mai degrabă să te primim pe tine, un evreu care ești nu numai om, ci Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Doamne, cred că într-o asemenea seară, la un asemenea apel, în urma unei asemenea dorințe pline de dragostea ta, se vor găsi inimi, case și familii care cu bucurie și repede să te primească. Doamne, fii gata, te rugăm, să intri în casele lor și să aduci acolo mântuirea, iertarea, împăcarea cu Tatăl și nădejdea moștenirii veșnice. Ne ridicăm cu toți la rugăciune, luăm o poziție de respect înaintea Domnului și așa cum ne îndeamnă cugetul nostru, luminat de cuvântul Domnului, stăpânit de Duhul cercetării, de Duhul Domnului, spunem câteva cuvinte înaintea Domnului. Cei înțelepți vor spune în seara aceasta: Doamne, să știi că ai loc și în casa mea. Poți să rămâi și la mine și să nu mai pleci niciodată. Doamne, vino și stai și în căminul meu. Vino și în inima familiei mele. Vino și în viața și în inima mea. Doamne, fii cu noi și rămâi cu noi. Ne rugăm cu toții Domnului.